În nordul Ardealului, unde sunt 150.000 de oameni, dar sunt 4 sau 6 ore de prezentare a slujbei și în timpul ăla ai ce să vezi lucruri extraordinare, atât prima și cât și a doua zi, 14-15 august. Și voi găsiți numai lucrurile care sunt, adică ce vă stai puțin, păi tu filmezi că ăla se bate de la o sedară, cum poate era flământ. El nu găsise tot evenimentul ăla important care îl transmitea pentru biserică, pentru cultură, pentru religie, decât aceea. Și atunci a venit Bartolomeu cu o vorbă memorabilă. Ce sunt două feluri de insecte. Albina, care oriunde merge, zice, găsește și din floare în floare culege ce este mai bun și ne oferă ce este mai bun. Mierea de care se bucură și împărații pământului, zice Solomon. Zice, din păcate mai sunt un fel de insecte care știm pe unde umblă și știm ce urât miroase și știm ce rău este. Zice, jurnaliștii români, din păcate, peste 70% cam astea le transmit. Deci mesajul nostru trebuie să fie unul demn, unul de apreciat și unul care să dea sens națiunii și a ceea ce voi avem noi de transmis. Asta este esențial. Cu plăcere. Deci nicio problemă, dar să fie pertinent și să reprezinte realitatea. Nu trebuie să fie. Că și partea negativă este constructivă. Nimeni nu contestă.